Bună ziua, dragi craioveni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Sunt Mariana Pipi, redactor la Gazeta de Sud. Suntem la Alege TV, dar ne și auzim în același timp pe Radio Sud, pe 97,4 FM. Tema emisiunii aceasta după amiază este legată de sistemul medical de urgență, un sistem, așa cum am spus și noi, între aprecieri și controverse. Pentru acest lucru l-am invitat alături de mine pe doamna dr. Cristina Giormăneanu, medic primar medicină de urgență și purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Craiova. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Dar, în același timp, o am alături de mine și pe colega mea de la Gazeta de Sud, pe Ana Maria Predilă. Bună ziua, Ana! Bună ziua, bine v-am găsit! Cea care, de luna viitoare, va realiza emisiunile Ora de Sănătate. Așa cum spuneam, vom discuta în această primă parte a emisiunii de sistemul medical de urgență. După cum spuneam, un sistem care este apreciat, dar în același timp este și controversat. La noi, la Unitatea de Primire Urgență a Spitalului Județean din Craiova, se prezintă și acum, și povestea este veche, cei mai mulți pacienți din țară. Aveți aproape 125.000 de prezentări în urgență într-un an, o medie de vreo 350-400 de prezentări pe zi, știam eu. Au fost și sărbătorile de orice au trecut acum, probabil că ați avut iar o afluență așa de persoane care au venit. Urmează și 1 mai. Sigur că ce ne da. Puteți spune? Așa, după cum spuneați, Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova bate de departe recordurile de prezentări la nivel național. Este o aglomerare zilnică, o aglomerare cu cazuri care nu sunt neapărat urgențe, însă sărbătorile vin cu o aglomerare în plus a serviciului de urgență, nu doar a unității de primiri urgențe, cât și a solicitărilor la nivel de prespital, urgențe prespitalicești, și mă refer aici la unitățile noastre din prespital, ambulanța de terapie intensivă pentru adulți, dar și echipajele de prim ajutor și de asemenea echipajul elicopterului SMURD. În noaptea de înviere, plus cele primele două zile de Paște, aglomerarea a bătut orice limită. Au fost aproximativ 1000 de pacienți în unitatea de primiri urgențe și pentru a vă face o imagine cât mai clară a ceea ce a fost acolo, dintre aceste prezentări, doar 35 au fost urgențe majore, adică urgențe care au pus viața în pericol sau ar fi pus viața în pericol dacă nu s-ar fi intervenit imediat. Sigur că da, acestea sunt urgențe care necesită neapărat intervenția unui medic de urgență cât mai repede posibil. Dintre cele 1000 de prezentări, aceste urgențe majore au venit pacienți. Sigur, au fost pacienți atât cu infarct miocardic, cât și cu cu patologie cardiovasculară, dar și cu traumatisme, chiar accidente rutiere, victime ale accidentelor rutiere. De asemenea, pentru a vă face o imagine despre cât de importante sunt urgențele, au fost doar 150 de internări, deci de 150 de pacienți au necesitat internare în spital pentru a fi investigați și tratați sub supravegherea strictă a medicilor în spital. Din restul, cei 1000 care s-au prezentat. Sigur că da, restul, 15% ar fi. Reprezentând cea mai mare proporție a pacienților, au fost urgențe medii și în special urgențe minore care au fost eliberați la domiciliu după investigații și câteva manevre de terapie în urgență. Vorbeam de controverse. Este bine cunoscut faptul că cei care ajung la urgență, care se prezintă, sunt de fiecare dată nemulțumiți. Fie de faptul că durează prea mult până când cineva vine și întreabă de sănătate sau până când sunt preluați în area de traumatologie, de monitorizare, cum aveți acolo, fie că ajung, sunt preluați și așteaptă până când li se fac investigații. Tot timpul aici au fost discuții și nu de puține ori și noi
am prezentat cazuri de astfel de pacienți, la fel și cazuri de pacienți care sunt plimbați de la un spital la altul, ajung la urgență, sunt trimiși la alt spital, revin la urgență și tot sigur. Așa. Sigur că da, sunt câteva aspecte de lămurit în acest sens. Un prim aspect este că nivelul de educație al populației în general, dar în special nivelul de educație medicală și responsabilizarea pacientului pentru propria lui sănătate este extrem de, sau sunt extrem de reduse la noi. Acum nu neapărat pacientul nu înțelege ce este acea urgență, însă de cele mai multe ori se face că nu pricepe și forțează puțin nota. În acest sens aș putea da câteva exemple. Pacientul se știe cu probleme cronice, cu boli cronice, pe timpul sărbătorilor și nu numai, urmează sau nu tratamentul prescris de către medic, urmează sau nu indicațiile privind regimul igienodietetic și, de ce nu, consulturile periodice, planificate, atât de către medicul de familie, cât și de către medicul specialist sau medicii specialiști pentru bolile de care pacientul suferă. Sigur că da. De cele mai multe ori sunt abateri de la aceste, de la tratament, abateri de la regimul igienodietetic, și aici mă refer nu doar la alimentație, cât și la regimul de viață. Pacientul este conștient de ceea ce îi se întâmplă, se decompensează și în loc să meargă la medicul de familie pentru a-și face o programare, pentru a urma calea normală, care îl scutește de altfel și de așteptări lungi în fața cabinetelor de urgență sau departamentelor unde poate fi consultat, pacientul alege calea mai dreaptă, zice el, vine în departamentul de urgență, eventual sună și la 112, exagerează cu bună știință simptomele pentru a ajunge la el o ambulanță, și sosind cu ambulanța în departamentul de urgență, crede că va fi preluat imediat. În departamentul de urgență, cazurile astea nu sunt puține. Acestea sunt cazurile care aglomerează urgența. E adevărat că din momentul sosirii pacientului, acesta este preluat, este băgat în seamă, ca să spunem așa, pe românește, sigur că da, de către asistenții din cele două posturi de triaj ale departamentului de urgență. Nu de puține ori se spune, nu m-a băgat nimeni în seamă. Este expresia pe care o auzim cel mai frecvent. Da, și noi primim multe sesizări. Sigur că da, și dumneavoastră sunteți chemați, fiind purtătorul de cuvânt al spitalului, nu de puține ori am fost solicitată să dau explicații vis-a-vis de aceste situații. În majoritatea cazurilor, pacientul nu realizează că prima evaluare la intrarea în urgență este deja o evaluare serioasă care vede cât de grav este și dacă poate sau nu să aștepte. În acel moment îi se apreciază și starea lui de urgență, gradul de urgență, și deja pe fișa lui întocmită imediat se precizează și aria în care urmează să fie admis și preluat de către medicii de acolo. Cine face aceste aprecieri? Există doi asistenți la fiecare post, sunt două posturi de triaj cu doi asistenți. Dacă asistenții sunt depășiți de această situație, este chemat medicul șef de gardă sau medicul responsabil de tură din ziua respectivă, din tura respectivă, și problemele se rezolvă imediat pe loc. Pacienții care sunt conștienți că nu sunt urgențe sunt puși să aștepte. Și acest lucru îi enervează peste măsură, mai ales dacă au sosit și cu ambulanța. În loc să aștepte cu minți să le vină rândul, intră în ariile de consultații și nu de puține ori ne întâlnim cu asemenea probleme, perturbă activitatea medicală din acea arie, nu respectă
dreptul la examinare, la investigare, la tratament și, de ce nu, liniștea pacienților care deja sunt preluați și se află în area respectivă. Medicul pierde vremea să explice ceea ce trebuia să fi înțeles și de aici încep toate nemulțumirile pacienților și toate lucrurile negative care curg în cascadă. Ce este că, sau ce este important de menționat, că pentru a vedea sau până a vedea că un pacient reprezintă sau nu o urgență, el trebuie evaluat, investigat, admis într-o arie, bineînțeles, pentru a fi efectuate toate acestea. Se pierde vreme, se pierd resurse și umane și materiale. La sfârșit se constată că nu reprezintă urgență și întrebarea mea, ca și medic, ca și pacient, ca și contribuabil la sistemul de sănătate, este cine plătește? Că până la urmă ar trebui decontate toate aceste cheltuieli către cel care, cu bună știință, a forțat nota și a pătruns în departamentul de poate, urgență. Poate, nu știu, se și sperie, puțin mai speriat, are o durere care, nu știu, îi vine pe moment, poate a mai simțit durerea aia, dar atunci consideră el că trebuie să sigur, ajungă la spital. Știu că este și un timp de reevaluare, adică ajunge pacientul, vedeți, sigur. Rămâne să aștepte, în sala de așteptare, dar dacă la, nu știu, 30-40 de minute, dacă starea lui se dacă agravează, starea lui trebuie se agravează, el ar trebui nu să intre în area de consultații peste medicul care își face treaba acolo, ci să meargă înapoi la triaj, să spună că se simte rău, este reevaluat și reîncadrat ca și urgență. Lucrurile astea sunt foarte rare, de altfel. Durerea este un simptom care aduce pacientul la medic de cele mai multe ori, însă nu durerea, nu pacienții cu durere sunt cei care fac neapărat scandal. Sunt pacienții care vin la urgență pentru că, și nu sunt puțini, aici trebuie spus, care știu că au de făcut un set de analize, au fost la un medic specialist în urmă cu câteva zile, trebuie să facă un set de analize și decât să meargă într-un laborator, să facă într-un ambulatoriu de specialitate, să facă analize, vin în urgență. Da, și la final, după ce, urgență, sigur că da, și la sfârșit, plafon, după ce obține o parte din acele analize, fără să realizeze că a forțat nota pentru efectuarea lor, mai dă și cu pumnul mas să spune, domne, știi care e problema? Eu trebuie să fac analizele astea pentru că mi-au fost indicate de un medic și până la urmă mi le dați că eu mâine trebuie să mă duc la specialistul X și trebuie să-i prezint aceste analize. Nu sunt puține cazurile de genul acesta. Le dați sau că știu că de obicei rămân? Pacientul are dreptul să... Sigur că da, ele rămân la foaia de observație din urgență, la foaia de prezentare din urgență. Pacientul are dreptul să și vadă, să cunoască rezultatul analizelor, investigațiilor, însă într-o copie, lucru care îi nemulțumește. Da, știu că sunt niște niveluri de triaj legat de urgență și sunt acele coduri despre care Am mai și scris în Gazeta de Sud, despre care se vorbește că atunci când se va moderniza unitatea de primiri urgențe, vor fi și trecute așa să știe fiecare unde trebuie să ajungă. Se pornește de acel cod roșu care înseamnă intervenție majore, imediată. Care, sigur că da, sunt culori. Acum, triajul este diferit în funcție de locul unde ne aflăm. Sunt trieri sau modalitatea de triere a pacienților se face într-un fel într-o unitate de primiri urgențe, deci în spital, la intrarea în spital. Este o altă modalitate de triere a pacienților în cazul în care ne aflăm în prespital, de exemplu, într-un accident cu victime multiple și o alt fel de triere dacă există o situație catastrofică sau chiar o catastrofă. Acum, pentru a nu intra în detalii tehnice și pentru a nu plictisi sau a mă face neînțeleasă, aș vrea să mă rezum la cele trei categorii mari de urgențe triate în departamentul de urgență la sosirea pacientului. Deci pacienții sunt triați în urgențe majore,
Urgențele majore reprezintă acele situații în care pacientul este în risc vital, adică poate să-și piardă viața dacă nu se intervine imediat. În aceste situații, pacientul de cele mai multe ori este adus de către un echipaj de ambulanță, înalt calificat cu medic și asistent de urgență, de obicei de către echipajul SMURT sau ambulanțele de tip C, echipajele de pe ambulanțele de tip C, și așa cum ne-am obișnuit de un an de zile, de peste un an de zile, echipajul elicopterului SMURT. Există și situații în care acești pacienți vin aduși de către familii cu mijloacele proprii. Însă e de nedorit acest lucru. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în situația în care pacientul este adus la spital cu mijloace proprii, pe toată perioada transportului nu primește niciun fel de îngrijire medicală, deci nu beneficiază de asistență medicală de urgență, lucru care îi agravează prognosticul și poate să-i fie chiar fatal. Urgențele de categorie medie, deci urgențele care necesită monitorizare, sunt în special urgențe cardiovasculare, dar și respiratorii. Sunt pacienți care prezintă fie o boală acută, o boală pe care nu a cunoscut-o, care a debutat de mai puțin de 24 de ore, nu are viața în pericol iminent în momentul respectiv, însă poate să se deterioreze parametrii lui cardiovascular, deci parametrii vitali, într-un timp destul de scurt sau chiar unul mai îndelungat, însă nesurprinderea momentului deteriorării acestor parametri ar putea să-i fie fatală. Și atunci, pentru acest lucru, pacientul este admis în area de monitorizare, unde este monitorizat pe toată durata supravegherii în departamentul de urgență, din punct de vedere al nivelului de conștiență, al pulsului, se monitorizează tensiunea arterială, câtă saturație cu oxigen are în sângele arterial și așa mai departe. Electrocardiograma este monitorizată de asemenea. Și, bineînțeles, sunt și urgențele minore, medicale, acolo unde pacientul nu are pusă viața în pericol nici în momentele următoare și nici într-un interval de timp mai îndelungat, și urgențele traumatologice, traumatologia care sunt de asemenea minore, intră în area de traumatologie. Este vorba de leziunile care necesită îngrijire imediată, dar care nu pun în pericol viața pacientului. Aici este perioada ceva mai lungă de așteptare. Sigur că da, pentru că și solicitările sunt foarte mari și aici vreau să fac o mențiune că ordinea preluării pacienților în departamentul urgențelor minore nu este cea a venirii, așa cum spuneam și altă dată, nu este să diferențiem coada la rând la aprozar față de rândul sau așteptarea la preluarea în area de urgențe minore în urgență. Este prioritară urgența mai gravă din rândul urgențelor minore. Ca și exemplu, pacientul stă acasă cu o rană la deget, vede că se suprainfectează după o săptămână, 10 zile de neîngrijirea plăgii, vine la urgență pentru că, într-adevăr, este dureroasă problema pe care o are, nu este nici aspectoasă, îl sperie, însă dacă vine un copil cu o arsură la membrul inferior, este clar că acel copil va avea prioritate, sau cu o fractură, sau chiar un adult cu fractură, acel individ va avea prioritate în fața acestui individ. De foarte multe ori ne confruntăm cu situația în care pacienții sunt nervoși și spun că eu am venit aici primul și acum am ajuns al 10-lea. Da. Când se poate solicita un consult de specialitate de pe secție? Pentru că sunt medici de urgență, știu că sunt 3 medici de urgență, dar sunt și medici de gardă, care sunt medici de specialitate. Când, competența este depășită a medicului de urgență și atunci trebuie să solicite medicul de specialitate. Specialiștii din medicii specialiști din alte specialități decât medicina de urgență sunt de gardă pe secții,
în clinicile de specialitate și ei sunt chemați de către medicii urgentiști la consulturile interdisciplinare. Însă și aici este o problemă, pentru că ei nu sunt chemați de fiecare dată când pacientul ar dori. Este vorba de solicitarea specialistului de către urgentist la o problemă strict de urgență, de altă specialitate. De exemplu, pacientul vine cu o problemă acută, gravă, la nivelul colecistului. Da? Este în termenii populari cunoscută sub denumirea de fiere. Da? Are pietre la fiere. Pacientul se știe cu pietrele la fiere, nu s-a dus, n-a găsit o perioadă în care se ducă să rezolve problema chirurgical, la rece, cum zicem noi, suferă o complicație și în acel moment pacientul are nevoie de internare într-o clinică de specialitate, într-o clinică de chirurgie, pentru intervenție chirurgicală de urgență sau temporizată în funcție de decizia pe care o ia chirurgul respectiv. Deci, în acel moment, medicul chirurg este chemat pentru consult și preia de regulă pacientul pentru internare într-o clinică de chirurgie sau pentru intervenția chirurgicală de urgență. Sunt și cazuri când chirurgul e chemat mai târziu, că am mai avut situații când, mă rog, pacientul susținea, domne, am stat nu știu cât timp și după un timp au chemat chirurgul, deși trebuia să vină imediat să vadă că e urgență chirurgicală. Sigur că da. Există urgențe chirurgicale care se văd de la prima privire asupra pacientului, sunt acele situații pe care noi le numim diagnostice blitz, deci te-ai uitat la pacient și ți-ai dat seama ce are, și sunt situații în care urgența chirurgicală nu se vede foarte repede. Aș putea da câteva exemple. Banala apendicită acută, da? Deci este o patologie simplă, la prima vedere, necunoscătorii pot să spună chiar este banală și pentru, atât pentru cel care pune diagnosticul, cât și pentru cel care operează. Însă nu, nici pe departe nu este așa. Apendicita acută are un tablou clinic care de cele mai multe ori este atipic. Pacientul se prezintă în urgență cu vărsături, cu greață, simptomatologie care poate fi dată de orice fel de patologie abdominală. Și atunci, până când realizezi că este sau nu apendicită, de obicei este vorba de apendicită necomplicată, care nu pune viața pacientului în pericol. În momentul în care pacientul vine cu peritonită, deci cu o complicație gravă a apendicitei, atunci se pune acel diagnostic blitz. Semnele sunt foarte clare și indubitabile pentru diagnosticul de apendicită acută și pacientul este preluat și operat sau nu, imediat, în urgență, în funcție de starea pacientului, pentru că, așa cum se spune, nu există boală, ci bolnav. Fiecare individ este o entitate, fiecare are problemele lui particulare, nicio boală nu se manifestă la doi pacienți la fel. Vis-a-vis de acest diagnostic pus mai devreme sau mai târziu de către medic, vreau să vă spun că este foarte important ceea ce spune pacientul, cu cât contribuie pacientul la a recunoaște el însuși simptomele clinice ale bolii. Dacă pacientul derutează medicul și nu știe să spună, duce pe o pistă greșită, sigur că da, bineînțeles că pentru început sunt luate în calcul mai multe probleme, noi le spunem diagnostice diferențiale, adică ne gândim la mai multe boli cu acea simptomatologie și începem să investigăm clinic și, bineînțeles, paraclinic cu analize de laborator, unele care necesită timp și până când să depistăm o apendicită acută, necomplicată și atipică. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în partea a doua, o să vorbim și despre misiunea elicopterului Smurt și promit că îi predau ștafeta și colegii mei, Ana Maria, să vă pună cât mai multe întrebări. Publicitate. Mm.
Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți pune la dispoziție CellMeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, orele, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Am revenit în studio la ora de sănătate. Vorbim despre sistemul medical de urgență din Craiova și din Dulci. Alături de mine este doamna dr. Cristina Giormoneanu, medic primar medicină de urgență și purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Craiova, dar și colega mea Ana Maria Predilă de la Gazeta de Sud. Doamna doctor, vorbim în prima parte a emisiunii despre unitatea de primire urgentă, despre criteriile de selecție, de triajul pacienților. Haideți să vorbim puțin și despre elicopterul smurt. Știi că din decembrie 2012 Craiova are un punct de salvare aeriană, este vorba de elicopterul smurt, care a început să funcționeze din 2013. Știu că sunteți și faceți de gardă și pe elicopter. Când se impune folosirea elicopterului, care e diferența între misiunile de zi și misiunile de noapte? Știu că acum aveți și hangarul care s-a dat în folosință la aeroport și elicopterul este permanent acolo. Sigur că da. Elicopterul vine să completeze ca și mijloc de intervenție toată paleta acestor mijloace de intervenție în situațiile de urgență. Pentru noi, urgentiștii, reprezintă un mijloc extrem de important de intervenție atât în situații de urgențe primare, intervenții primare. Elicopterul merge să intervină direct la locul producerii unui accident, a unui incident, dar și direct la pacientul în suferință, la locul solicitării. De asemenea, participă la intervenții secundare, misiuni secundare. Este vorba de transferul pacienților dintr-o unitate spitalicească către o unitate de competență superioară. Este vorba fie de aducerea la Craiova a unor pacienți din spitalele municipale sau județene din regiune, cât și deplasarea, transferul aerian al pacientului de la spitalul din Craiova către spitale de competență superioară din București, Timișoara sau Târgu Mureș. De asemenea, elicopterul SMURD a participat și la misiuni de salvare a unor victime din reliefurile muntoase, deci din zone greu accesibile. A participat la acțiuni foarte dificile în accidente cu victime multiple, deci tot intervenții secundare, dar a participat și la salvarea victimelor dintre nămeți în iarna trecută, în condiții dificile. Aș putea spune că pentru noi reprezintă
O desăvârșire profesională însă este și o provocare. Pentru pacienți însă înseamnă timp mai scurt pentru transfer, timp mai scurt de așteptare în cazul intervențiilor primare, însă înseamnă și confort. Confortul pacientului în timpul transferului aerian. Sunt două lucruri, factorul timp și factorul confort, sunt doi factori extrem de importanți în îngrijirea pacienților. Ca și exemplu, este tipic pentru pacientul politraumatizat, pacientul cu fracturi de bazin, cu traumă craniocerebrală, cu fracturi de coloană cervicală, coloană lombară sau la alt nivel al coloanei vertebrale. Pacienții aceștia suferă mult mai puțin dacă sunt transferați cu elicopterul de la Craiova, de exemplu, către un spital de competență superioară din București. Odată că timpul este foarte scurt, 50 de minute, aproximativ o oră de la Craiova până la București cu elicopterul, față de 3 ore și jumătate sau chiar peste cu ambulanța. Iar din punct de vedere al factorului confort, nu cred că mai e ceva de discutat, având în vedere starea drumurilor din... Da, și faptul că acum se mai și lucrează la drumuri, da. Sunt bariere și câteodată stai și o oră ca să treci. Sigur că da, nu de puține ori, spune, dar pentru care motiv pacientul cu fractură de bazin trebuie neapărat... cu ghilimele de rigoare plimbat cu elicopterul. Nu este excesiv acest sigur elicopter. Că da, pacientul nu este, poate nu este operat imediat ce ajunge acolo, însă confortul pacientului către spitalul de competență superioară nu este un factor de neglijat. De asemenea, regiunea Oltenia, regiune deservită de elicopterul SMURD, este una cu o patologie încărcată de patologie cardiovasculară. Sunt foarte multe cazurile de infarct miocardic, pacienți care necesită tratament complet și complex într-un spital de competență superioară altul decât Craiova, după ce se face tromboliză la Craiova. Și pacientul este stabilizat, primește prima parte a tratamentului la Craiova București. Și după aceea, pentru definitivarea tratamentului, merge la București, la Timișoara și, de ce nu, la Târgu Mureș. Asta cu transferul am înțeles. Îl plăiați de la un spital? Sigur că da. Către Craiova. Aterizați elicopterul unde? Aveți la spitalele din... Da. Din regiune unde să aterizeze? În plus, vreau să fac și mențiunea că pe lângă aceste solicitări, pe lângă aceste misiuni, elicopterul SMURD este adaptat să intervină și în cazul preluării nou-născuților, prematuri sau la termen, aflați în stare critică în condiții de transport. Deci aveți incubator. Este acel incubator plasat în elicopter atunci când mergem la solicitare cu nou născut și aceștia sunt aduși fie la Craiova, fie sunt transferați către un spital de competență superioară din altă parte. Unde aterizați în regiune? În regiune, elicopterul, așa după cum bine știți, stă pe aeroport. De curând s-a dat în folosință, s-a deschis și hangarul. În hangar este adăpostit elicopterul în condiții meteo dificile și pe timpul nopții, timp de iarnă și condiții meteo grindină sau situații care nu permit staționarea în aer liber a elicopterului. Din acest hangar este scos pe pistă imediat ce primim solicitarea, inclusiv pe timpul nopții. Deci elicopterul poate efectua atât misiuni de zi cât și misiuni de noapte. Bineînțeles, misiuni în condiții dificile, dar în siguranță. Poate ateriza noaptea la Târgu Jiu? În timpul zilei, elicopterul aterizează în spații amenajate, de regulă pe terenurile de sport, amenajate în localitățile unde se face solicitarea. Este bine că avem terenuri de sport în fiecare localitate. Sigur că da, sunt puse la dispoziție, sunt deschise
și este acceptată aterizarea și decolarea elicopterului în această zonă, pentru că și aici avem o problemă. Poate exista un teren de sport, teren privat să și competiția. Sigur că da, sigur că da, s-a întâmplat la Segarcea și cazul a fost mediatizat. Este vorba de salvarea acelui băiețel de 3 ani căzut în fântână. A fost o misiune primară, prima intervenție primară a elicopterului Craiova, SMURD Craiova. Eram chiar de gardă în ziua respectivă și bineînțeles că s-a întrerupt partida de fotbal pentru a face loc aterizării elicopterului și ulterior decolării de acolo. Și atunci s-a pus întrebarea dacă era mai bine, adică se impunea elicopterul sau era suficient de și ambulanța, pentru că timpul sigur că cam da, același de aducerea copilului la spital. La care... Sigur, v-aș contrazice aici. Este vorba de așteptarea până la scoaterea lui din fântână, însă la scoaterea lui, deblocarea lui din fântână, copilul a fost preluat imediat de echipaj de urgență, care în lipsa elicopterului nu era acolo. Segarcea, substația de ambulanță de la Segarcea nu are medic în echipajele medicale, în echipajele de ambulanță. Elicopterul SMURD a adus echipajul de urgență la locul solicitării, la locul cu pricina. Copilul a fost preluat și a adus în 10 minute la Craiova în stare de maximă siguranță. Da, copilul a fost, da, a fost un incident atunci repede. Pe loc, pentru că unchiul copilului a preluat copilul în loc să-l lase echipei medicale și după ce brațe, l-a alergat pe șosea și copilul aflat în hipoxie, deci suferise o lipsă cumplită de aer, de asemenea se răcise, avea hipotermie, unchiul nu a realizat pericolul la care expune copilul și când a devenit inconștient l-a aruncat în brațele medicilor. Deci a fost un pic mai gravă situația decât ne așteptam. O reacție firească, o reacție instinctuală, aș putea spune. Ce aș vrea să precizez? Aș vrea să precizez că solicitarea elicopterului poate să fie făcută pe 112 atât de către martorii la un anumit accident, dar și de orice fel de persoană, pentru că decizia de a trimite elicopterul la caz este luată de cei din dispeceratul 112. Există acolo inclusiv medic coordonator care face acest lucru. Elicopterul se trimite exact acolo unde este nevoie, echipajul intervenind în siguranță. Echipa de piloți este cea care decide dacă elicopterul poate să meargă în funcție de condițiile meteo. Deci decizia nu ne aparține. Echipajul medical se limitează strict la rezolvarea medicală a cazului. No, doctor, am vorbit până acum mai mult de pacienții care ajung la secția de urgențe a spitalului din Craiova. Aș vrea puțin să vorbim și despre medic. Ce înseamnă viața de medic de urgență în Craiova, având în vedere că e un aflux atât de mare de pacienți în fiecare zi? Sigur, este o viață destul de complicată, aș spune cu ghilimele de rigoare. Este o viață complicată, este complexă, trebuie să te împarți între serviciu și familie. Este de cele mai multe ori, nu știu dacă reușești să faci 50%-50% împărțirea, să existe un echilibru. De cele mai multe ori procentul din timp acordat serviciului depășește cu mult cel pe care îl acorzi familiei. În majoritatea personalului sunt femei, așa încât este ceva destul de complicat și cred că nu e greu de observat. Este
destul de dificil să te împarți și să le faci pe toate, să fii și medic, să fii și mamă, să fii și soție și să fii, cum e cazul meu, și dascăl pentru studenți. Însă trebuie să le facem față. V-au trecut prin mână mulți pacienți până acum. Vă mai impresionează cazurile grave pe care le întâlniți? Sigur că da, există oarecare rutină după o anumită perioadă de timp de lucru în urgență, însă medicina de urgență este o specialitate aparte, cu multă diversitate, cu multă complexitate, așa încât rutina își face cu greu loc în această specialitate. Cu fiecare caz încerci experiențe noi, treci prin etape emoționale noi și niciun caz nu seamănă cu celălalt. Medicina de urgență înseamnă să te concentrezi foarte rapid, să ai o reacție rapidă, să găsești ce este mai bine pentru pacient într-un timp foarte scurt. Decizia trebuie să fie cea mai eficientă în cel mai scurt timp posibil. Se spune că un medic nu trebuie să se lase copleșit și să participe emoțional cu fiecare pacient pe care îl tratează. Este un dicton și este o regulă care trebuie aplicată de către fiecare medic. Însă este foarte greu să respecti această regulă pentru că ești om. Și omul este înarmat cu sentimente, este mișcat de orice fel de situație gravă. Pe mine și în momentul de față mă impresionează cazurile în care sunt implicați copiii, de asemenea cazurile în care sunt victime ale accidentelor în general, dar în special ale accidentelor stupide. Însă acest lucru pare să fie mai puternic după ce am rezolvat cazul. Pentru că în momentul în care iei contact cu cazul, nu ai timp de sentimente, de emoții și nu participi afectiv. Te interesează pur și simplu problema medicală cu care vii în contact, pe care o ai în față, și singura mobilizare este să faci ceva, acel ceva să fie cel mai eficient pentru pacient și cât mai repede posibil. De multe ori nici nu vezi pacientul pentru care te zbați, nici nu vezi unde te afli. Dacă ești la un accident, eu personal nu rețin date cu privire la culoarea mașinii, cine era prin preajmă și nici de multe ori nici locul unde amănunte vis-a-vis de locul solicitării. Însă după ce s-a rezolvat cazul, dacă este o rezolvare fericită și pacientul a scăpat cu bine din situația asta, te gândești că îl pui la număr, că este încă un pacient rezolvat, un pacient salvat și te simți util pentru acest lucru. Însă dacă este o situație... Asta vreau să vă întreb, cum este pentru dumneavoastră momentul în care nu reușiți să mai salvați pacientul? Vă marchează momentele astea? Sigur că da, este foarte neplăcut și de multe ori lasă foarte multe sau trec peste tine ore, zile și chiar săptămâni de meditație, de gândire asupra cazului respectiv. Te macină gândul că trebuie făcut o analiză mai atentă. Am făcut chiar tot ce îmi stătea în putință, nu am scăpat ceva. Oare mai era ceva de făcut pentru pacientul respectiv? Este o situație în care de multe ori, la care a trebuit să fac față de multe ori. Vreau să zic că de multe ori șansa mică de supraviețuire a pacientului pe care îl tratezi, prognosticul nefavorabil se vede de la început. Dacă este vorba, de exemplu, de un accident,
poți să realizezi, dacă ești în prespital, poți să realizezi de la început dacă este ușoară lupta cu minutele, cu viața pacientului, cu boala pacientului, cu leziunile pacientului de la început. Vezi impactul și atunci vezi acest lucru. Eu pot să spun că am trăit o dramă personală. Nu s-a făcut un an de când nu am putut să rezolv nimic în ceea ce privește membru al familiei vis-a-vis de acest lucru. Este foarte greu să treci prin clipele astea, însă trebuie să le treci și toate aceste frământări trebuie să fie interiorizate, pot să spun așa. Se zice că e bine să le lași la poarta spitalului sau la ușă înainte să intri în casă, să nu predai familiei, membrilor familiei, copiilor aceste frământări și aceste tensiuni cu care vii de la serviciu. Însă nu de puține ori este greu să faci lucrul ăsta. Vorbeam mai devreme despre faptul că la unitatea de urgențe a Spitalului din Craiova vine cel mai mare număr de oameni din țară. Se confruntă unitatea de urgențe a Spitalului din Craiova cu lipsa medicilor și mă refer aici mai ales la exodul cu care ne confruntăm. Medicii din România preferă din ce în ce mai mult să plece să lucreze în alte țări. Există și la Craiova această problemă a medicilor care vor să plece? Sigur, problema medicinei de urgență sau în medicina de urgență există totdeauna un dezechilibru între resurse și cazurile de urgență care vin să supra-solicite din ce în ce mai mult serviciul. Este vorba în principal de resurse umane. Aici e vorba de medici specializați, e vorba de medici bine pregătiți și cu experiență care să intervină rapid în preluarea pacienților, investigarea și rezolvarea situațiilor. Și de la Craiova însă au plecat în afară colegi. Sunt colegi care fac a doua specialitate pentru că își pun la adăpost, să zic așa, anii de după o anumită vârstă, când deja te gândești că poate ești epuizat. Mă rog, personal nu intru în categoria aceasta, însă și pe mine mă bate gândul să părăsesc țara pentru a merge în afară și mă bate de mult vreme gândul ăsta, însă ceea ce mă reține aici sunt factori care nu țin neapărat de nu sunt legați neapărat de serviciu, însă supraaglomerarea din ce în ce mai mare a medicului de urgență este un factor care exercită presiune asupra medicilor. Ceea ce sau alți factori implicați în, aș spune, supraaglomerarea, presiunea asupra medicilor este și faptul că este un sistem în care medicina de urgență să fie definită așa cum trebuie, să separăm foarte clar ceea ce este urgență de ceea ce nu este urgență, atât înainte de a sosi pacientul în departament, cât mai ales după. Este vizibilă din ce în ce mai mult o supra-solicitarea serviciului, pacienții nu mai plătesc asigurări de sănătate și asta este un motiv pentru care ajung la urgență din ce în ce mai mulți pacienți, pentru că urgența e gratuită, nu există nicio limită între ceea ce este urgență și ce nu este urgență, respectul față de medic este din ce în ce tinde din ce în ce mai mult către zero. Aș putea spune că și condițiile locale aș putea, în particular, pacienții sunt consultați în arii
în care au acces foarte ușor aparținătorii, nu de puține ori agresivi. În serviciul nostru au fost agresați colegi, atât doctori cât și asistenți, și fizic și verbal. Autoritățile foarte puțin au făcut pentru a împiedica acest lucru sau pentru a corecta lucrurile deja, faptul deja consumat. Să sperăm sigur că da. În momentul în care și urgența se va moderniza, când se va încheia proiectul de modernizare, aparținătorile să nu este mai este o acces, speranță, pentru că speranța este că se vor separa circuitele și sigur că se da. Vorbește de monitoare în sala de așteptare, unde aparținătorul poate să vadă pe monitor ceea ce se întâmplă cu cel din familie, sigur cel care că da, urgență, însă... și atunci nu va mai intra peste medic și... Exact. Și aici este o problemă. Monitorul pus, camera de luat vederi așezată în spațiul de examinare este cu duș întors. Are două aspecte. Pacientul are dreptul la intimitate și această intimitate poate să-i fie alterată în momentul în care camera de supraveghere pune pe tapet tot ce se întâmplă cu pacientul. Intimitatea pacientului este pusă sub semnul întrebării și este încălcată și în momentul de față, când aparținătorii stau după perdele și trag perdeaua și privesc direct în interior, unde pacienții sunt dezbrăcați, asupra pacienților se fac anumite manevre, însă nici pe departe lucrul ăsta nu îi interesează. De asemenea, aș vrea să spun că un lucru nu lipsit de importanță este acela că, exercitând presiunea asupra noastră, crește gradul de uzură în timpul gărzii, crește starea de tensiune și riscul la malpraxis este unul din ce în ce mai mare. Pentru că în momentul în care ești tensionat, ești stresat, nu tot timpul ești agresat cu întrebări, tot timpul intră peste tine cineva, un aparținător sau un pacient care stă în sala de așteptare, ai pierdut deja firul privirii către unui pacient. Ai pierdut deja, ți s-a fragmentat logica gândirii medicale vis-a-vis de un pacient. Și așa un medic, sigur că da, și așa un medic vede nu știu câți pacienți, lucru care nu este prea normal. Medicii rezidenți sunt în procesul de învățare. Ei, deși sunt numeroși, nu au putere de decizie, așa încât vine aparținătorul și spune: sunteți 10 medici aici, grămadă pe un pacient și nu faceți nimic. Acel nimic, medicul din urgență, sigur că este cel care ia decizia. Este acel nimic, înseamnă gândire, înseamnă practic evaluarea pacientului și decizia care trebuie luată vis-a-vis de tratament, de investigații și, bineînțeles, de ceea ce urmează să se întâmple cu pacientul. Haideți să încheiem așa, într-o notă mai optimistă. Ce sfaturi le dați ascultătorilor Radio 100, respectatorilor Alege TV, pentru ca această mini-vacanță de 1 mai care va veni, să-și o petreacă acasă, în familie, cu prietenii să și nu să ajungă chiar pe la urgență, cum s-a întâmplat da, de Paște. Să nu aibă nevoie de noi. Le-aș spune, în primul rând, că trebuie să fie echilibrați în ceea ce fac și în ceea ce consumă. Să fie echilibrați, să consume din toate câte puțin, să nu se scoale de la masă supra-saturați, pentru că în această situație vor ajunge la urgență. De asemenea, să consume 2 litri de lichide pe zi, asta nu înseamnă să consume 2 litri de alcool. Alcoolul trebuie să fie băut și nu să te bea alcoolul pe tine, așa cum bine este cunoscut. De asemenea, trebuie să aleagă acele trasee mai puțin aglomerate, să evite aglomerările, să lase tensiunile și nervii de unde au plecat, așa încât să evite producerea de accidente rutiere, să evite agresiunile fizice. De asemenea, să fie atenți la locurile unde se relaxează, atenție la căpuși, atenție la expunerile la frig și umezeală, locurile de cazare, să fie atenți la confortul lor pentru a nu da naștere
unor boli care țin de aceste condiții. Mă refer aici la accentuarea bolilor cronice respiratorii, la apariția alergiilor de toate felurile și, bineînțeles, să-și supravegheze copiii pentru ca aceștia să nu devină victime ale neglijenței în această perioadă de relaxare. Iar cei care au afecțiuni cronice să nu renunțe la tratament. Cei care au afecțiuni cronice să știe că tratamentul și regimul igienic și de viață, igienodietetic, este unul pe care trebuie să-l respecte, indiferent că se află sau nu într-o perioadă de sărbătoare. Aceste reguli nu au pauză. Deci să nu își abandoneze tratamentul și să respecte și ceea ce au impus de către medicul lor de specialitate. Doamna doctor Cristina Giomaianu, vă mulțumesc pentru prezența în studio Alege TV în această după-amiază. Să sperăm că tot ceea ce a spus astăzi a fost util și pentru telespectatori și pentru ascultătorii Radio Sud. Mulțumesc și colegii mele, Ana Maria Predilă. Am văzut că deja s-a implicat și sunt convins că va face emisiuni bune în continuare. Noastră, dragi craioveni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Ora de Sănătate, alături de colega mea, Ana Maria Predilă. Până atunci, rămâneți cu bine!